Hristos a Lui. Adevărat, amin. Prezența noastră în ziua de azi este o dovadă de Hristos a Lui. Actualitatea sărbătorii care o avem astăzi este dovadă că Hristos a înviat, ba mai mult, s-a și înălțat la dreapta lui Dumnezeu, mai mult, jertfa care a dus-o Domnul Iisus, o jertfă desăvârșită, a fost primită înaintea lui Dumnezeu care este un sfânt. Și astfel, ca dovadă, ca răspuns că lucrarea de mântuire a fost isprăvită, a fost săvârșită, dusă la îndeplinire, Dumnezeu a hotărât să trimit această făgăduință a Duhului Sfânt, care a fost prevestită cu mii de ani înainte. Și, așa cum spunea fratele Mircea, este un subiect foarte, foarte important pentru viața noastră, pentru că de felul cum înțelegem cine este Duhul Sfânt, de felul cum ne raportăm la ceea ce face și ceea ce vrea să facă în viața noastră, de felul cum acceptăm ca El să realizeze în viața noastră ceea ce vrea Dumnezeu, de asta depinde veșnicia noastră. Și Domnul să ne dea înțelepciune și n-am pretenția că o să spun lucruri noi, n-am pretenția că o să spun tot, ci am pretenția sau recunosc că sunt și eu om și am nevoie de ajutorul Domnului, dar acele cuvinte care le voi rosti, aș vrea ca să fie dirijate de Duhul Dumnezeu la inima noastră. Să le înțelegem, să le acceptăm, chiar dacă nu le plac. Aici și mare problema zilelor noastre. Avem o paletă largă de preferințe și alegem ce vrem, luăm ce vrem și avem tot dreptul. Dar Dumnezeu este Dumnezeu sfânt și drept, care la sfârșit ne va judeca, ne va evalua nu după preferințele noastre, nu după ceea ce am ales sau ne-a plăcut nou, ci după evaluarea aceasta. Și de aceea e foarte important să dăm preț. E foarte important să dăm importanța acestui cuvânt, pentru că n-a fost scris, s-a întâmplat. Și ne gândăm o cântare și adevărat. Cerul și pământul ne spune cuvântul vor feri, dar un singur lucru rămâne, cuvântul lui Dumnezeu. Și a spus Domnul Iisus, acest cuvânt nu va feri, chiar dacă tot ceea ce vedem și ceea ce poate nu vedem cu ochii noștri vor trece cu trosne. Cuvântul lui Dumnezeu se va împlini tocmai și după această Evanghelie vom fi judecați și noi. Și de aceea trebuie să privim cu toată seriozitatea mântuirea noastră. Că dacă nu privim, ne putem juca, ne putem juca. Iar la sfârșit să fim alungați, să fim trimiși, așa cum Domnul Iisus a spus la acea pildă, pleacă de la mine, că nu te cunosc. Cine vrea să audă aceste cuvinte, în ziua judecății să spună, pleacă de la mine, că nu te cunosc. Să ridice mâna. Cine vrea să audă aceste cuvinte, să spună, pleacă de la mine, că ai lucrat fără de legea. Nimeni. Înseamnă că suntem oamenii cei mai potriviți în această zi ca să dăm creza acestui cuvânt, să-l primim în inima noastră, pentru că înseamnă că suntem în locul cel mai potrivit. Și aș vrea ca Duhul Dumnezeu, cum a spus, să ne deschidă ochii inimii, să ne deschidă mintea și să înțelegem ceea ce vrea El să ne spună și să ne ajute să-l primim, așa cum a spus fratele Mircea, cu bucurie. Am nevoie de curaj, adevărat ce a spus. Fratele Mircea, și mă bizui că știu că cuvântul are putere. Și Apostolul Pavel spune, simt plăcere în slăbiciuni, că știu că puterea lui Dumnezeu în slăbiciuni este desăvârșită. Pe aceasta mă bazez, pe aceasta mă bizui, aceasta vreau să rostesc. Și de multe ori vă spun, suntem tentați ca să venim înaintea oamenilor sau ne place ca să facem așa o atmosferă de asta destinsă, cu tot felul de povestiri, cu tot felul de istorisiri, de întâmplări, care de fapt pierd atenție, e adevărat. Dar trebuie să avem grijă la același timp. Sunt bune la lucrul lor. Domnul Iisus a folosit istorioare, ilustrații, ca să scoată în evidență adevărurile Scripturii. Dar trebuie să avem grijă, ca Apostolul Pavel spune că oamenii, în zilele din urmă, își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Și sunt mulți învățători în ziua de astăzi care încearcă să dilueze, încearcă să dea alte direcții cuvântul, să-l actualizeze, dacă pot să spun, să-l ducă la zi, spune. Și atât de mare poate fi amăgirea, crezând cuvântul Dumnezeu se schimbă. A spus Domnul Iisus foarte clar, în Dumnezeu.
nu există nici schimbat, nici umbră de mutare. Dacă a spus niște cuvinte acelea rămân valabile și Domnul să ne ajute să le primim. Poate mai greu cuvântul de multe ori. Să urmărim în Biblie, să urmărim anumite pasaje, anumite citate care Domnul Iisus le-a transmis sau apostolii. E mult mai ușor ca să stăm și să consumăm altceva care nu ne obligă la nimic. Nu ne dă nicio responsabilitate. Și nu-i așa că și copiii când merg acasă, decât să audă vocea mamei sau tate, du-te fă aia, de ce n-ai făcut aia, aia n-ai făcut bine, uite, așa trebuie să faci. La un moment dat mi se pare că preferăm să ne retragem în camera noastră, să deschidem calculatorul, să privim la desen. Da? Ce fac alții? Dar în zbâtiile altora, la felul cum alții, e mai simplu să stăm și să consumăm. Dar nu asta. Nu asta ne crește. De aceea e foarte important, poate am pus prea mult accent pe mâncare, să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu are o deosebită importanță pentru viața de aici, dar pentru veșnicie și noi pentru asta suntem aici. Că vrem să fim cu Domnul Iisus, amin? Amin? Domnul să ne ajute. Despre Duhul Sfânt, vedem că se vorbește pe paginile Vechiului Testament și nimeni n-a putut să vorbească din partea lui Dumnezeu, niciun proroc. Niciun profet n-a putut să se ridice prin curajul propriu și să rostească așa vorbește Domnul. Dacă a avut un ad, a făcut-o pe socotea lui, asta însemna că nu se împlinea cuvântul, rămânea de patjocură sau că pedeapsa lui Dumnezeu venea peste el. Dar adevărații oameni ai Dumnezeu, când au rostit un mesaj din partea lui Dumnezeu, au rostit prin Duhul Sfânt. În Vechiul Testament, înainte de pogorârea Duhului Sfânt, Duhul Sfânt nu era peste toți cei din poporul Israel. Nu toți copiii lui Israel erau sau aveau această oportunitate ca să aibă în ei prezența Duhului Sfânt. Încercau și ei să urmeze învățăturile care le-a dat Dumnezeu prin Moise, care le-a transmis sau le-a sesizat mai târziu prin profeți, să vină din nou la Dumnezeu din păcat, din neascultare. Dar Duhul Sfânt a fost sporadic în anumite situații, în anumite vremuri. Vom putea vedea lucrul acesta că la un moment dat Dumnezeu face o promisiune și spune vine ziua când Duhul meu va veni peste orice făptură. Duhul meu va fi disponibil, dacă pot să spun. Va fi oferit tuturor oamenilor. Nu va mai fi anumiți oameni aleși de Dumnezeu pentru lucrări speciale ca, de exemplu, să spunem, Avram, Moise, David, Ilie, Enoch, oameni care au făcut lucruri extraordinare în istorie, oameni care s-au ridicat în fața națiunii și au spus Domnul este adevăratul Dumnezeu și au dovedit, aduceți-vă aminte, Moise, cum în fața copilului Israel, el, un om care se temea când Dumnezeu l-a trimis și a spus ce o să le spun copilului Israel, că nu o să mă creadă că tu ești Dumnezeu adevărat, că eu o să trec de 40 de ani cu oile în pustie, 40 de ani în Egipt, am greșit, am făcut am luat o decizie greșită, iată sunt aici în pustie și acum eu vin cu pretenția că eu cunosc pe Domnul Dumnezeu adevărat, cum mă vor crede? Și Dumnezeu a spus, Moise, tu vei face înaintea copilor lui Israel minunile care eu ți le spun să le faci. Și Moise ascultă de Dumnezeu întocmai și își arată Dumnezeu puterea și slava și dovedește că El este singurul Dumnezeu. Și s-a prezentat Dumnezeu astfel. Eu sunt cel ce sunt, fără început și fără sfârșit. Nu ceea ce am apărut la un moment dat în istorie, nu ceea ce intervin în momente de criză, ci eu sunt cel ce sunt. Acest lucru a trebuit să înțeleagă poporul Israel. Acest lucru a trebuit să înțeleagă profeții. Și atunci când îi se părea că Dumnezeu nu e, acolo i-ar vrea să fie ei. Nu intervine atunci când vor ei, dar când ei consideră că e momentul crucial de a intervine Dumnezeu. Dumnezeu totuși era cel ce era și rămânea același. Dar a trebuit să folosească tratamente pentru ca a întoarce pe copiii lui Israel la Dumnezeu, la pocăință. Am gândit pedepse, am gândit mustrări, am gândit ca să fie hăituiți, bugăriți de frâșmași din cauza neascultării lor. Dumnezeu era acolo, dar ei nu mai erau cu Dumnezeu. Și astfel Dumnezeu a folosit oamenii în Vechiul Testament. Și în Ezechiel, în capitolul 11, o să rog pe fratele Dorin, dacă vrea să mă ajute, de la versetul 19 la 21, Dumnezeu face o promisiune și aceasta parcă răsfărește întreg pământul. Le voi da o altă inimă și voi pune un duh nou în voi.
Voi lua din trupul lor inima de piatră și le voi da o inimă de carne, ca să urmeze poruncile mele, să păzească și să împlinească legile mele și ei vor fi poporul meu, iar eu voi fi Dumnezeul lor. Și aș vrea și următorul verset, te rog. Dar, și aici să fim atenți, Dumnezeu face o promisiune pentru toți oamenii, pentru toate națiunile, la un moment dat, dar spune că în această ofertă, în această dragoste a lui Dumnezeu de a oferi oamenilor șansa tuturor să fie așa cum vrea Dumnezeu, ca astfel să se poată pregăti, califica să fie cu Dumnezeu pentru veșnicie, sunt alții care vor altceva. Dar acela a căror inimă simte plăcere față de idolii și urăciunile lor, le voi întoarce faptele asupra capului lor, zice Domnul Dumnezeu, în același text, în același context, Dumnezeu rostește aceste cuvinte. În 37, de la 25 până la 27. Tot Ezechiel. Din nou promisiunea lui Dumnezeu pentru poporul Israel că va spune... Am să-l descriu. 36. 37. E drept atunci când căutăm, e puțin mai... 37, versetul 14, scuze, Dorin. Voi pune Duhul meu în voi și veți trăi. Vă voi așeza iarăși în țara voastră și veți ști că eu, Domnul, am vorbit și am și făcut, zice Domnul. Și la fel vom vedea că în cartea profetului Ioel, Dumnezeu din nou vine cu această promisiune care a fost citită și astăzi. Și aș vrea ca să o citesc și aceasta. Spune Apostolul Petru, citând pe profetul Ioel, spune: în zilele de pe urmă, zice Domnul, versetul 17 de la capitolul 2, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Fecerii voștri și fetele voastre vor proroci, tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa visul, da, chiar și peste robii mei și peste roapele mele vor turna în zilele acestea din Duhul meu și vor proroci. Ce înseamnă a turna? Înseamnă a lăsa din abundență. Ce înseamnă botezul în Duhul Sfânt? Înseamnă o cufundare. Ești copleșit, ești plin, ești umplut de prezența lui Dumnezeu. Și aceasta a promis Dumnezeu din dragoste pentru oameni. Acum mă întreb pe dumneavoastră. Atunci când Domnul Iisus a intrat în Ierusalim, toți strigau Osana fiului David, sau mare parte din cei care erau acolo. Și după câteva zile strigau la moarte. Și nu îl voiau pe Iisus Hristos ca și împărat. Ce ar trebui Dumnezeu să trimită în această zi a cinecimii? Ca să dovedească că acești ucenici care au văzut în ea, cu acel grup de oameni, de câteva sute de oameni, această turmă mică, dacă pot să spun, erau acolo adunați și să dovedească că ei sunt poporul lui Dumnezeu. Ce-a fi făcut el? Ca să dovedească. Și ceilalți care au nesocotit oferta lui Dumnezeu, ceilalți care au spus, e un trădător, e un tâlhar, ia de pe pământ, vă aduceți aminte, că strigau în gura mare cu toții, atâțați de preoți, atâțați de cei care erau acolo cu putere de decizie către Pilat și spune, nu ești prieten, chiar încercau să-l provoace pe Pilat. Și spunea, nu ești prieten cu Cezarul, cu alte cuvinte, viața ta și slujba ta și ești în pericol, dacă cumva te gândești și încerci să dai drumul acestui om. Și acum, am spus, ne-a și oameni drepți, în ziua cincizecimii, probabil noi, adică după 50 de zile de când Domnul Iisus a înviat, de-aia spun ziua cincizecimii, am vrea să vedem pe Dumnezeu cum poartă poc peste toți ceilalți și aici, în grupul acesta de credincioși, să fie purie, să fie frumusețe și toți ceilalți să ajungă în chin, să ajungă în regrete, să fie pedepsit de Dumnezeu. Noi ca și oameni ne-am grăbit poate. Și am spune, vă dovedesc acolo. Dacă am fi fost noi să luăm decizia lor de Dumnezeu, repede am luat decizia și am spune, uite, ăsta e poporul meu, voi toți veți fi spulberați în tot timpul. Și vedem că Dumnezeu lucrează tocmai invers așteptărilor umane sau a reacțiilor noastre, a reflexiilor noastre, instinctelor. Și Domnul Iisus trimite pe Duhul Sfânt. Și acei oameni care l-au pacificat pe Domnul Iisus,
Și s-a deschis o ușă de îndurare. O ușă de binecuvântare. La fel ca și celor la care l-au primit pe Domnul Iisus, câțiva ani înainte, se deschide ușa odăirii de sus și intră acești oameni, pentru că nu știa ce se întâmplă. Era bunătatea lui Dumnezeu cu părâta lui. Bunătate care va îndemna la păcăință. Vor vedea cu adevărat că asta a fost Dumnezeu să arate, cu adevărat ei sunt poporul lui. Să dovedească că Iisus, cel care a fost răstignit, este cu adevărat lui Dumnezeu. Să dovedească prin acea minune care s-a întâmplat acolo. Și putem să vorbim despre acel sunet, acel vâșnit puternic care s-a auzit, pe care i-a pus pe toți. E așa cum se aude sirena de pompieri. Imediat le pun întrebarea, ce-i? Unde-i focul? Am încercat să mergem, dacă e aproape, să vedem ce se întâmplă. La fel și a fost creați, că niciodată în istorie nu s-a mai auzit acel vâjit puternic, ca vânt, ca un vânt puternic. Și au fugit cu toții spre acel loc. Apoi au văzut și niște limbi ca de foc, vorbii lor. Aceste semne erau pentru cei care n-au crezut până atunci. Pentru cei care s-au jucat cu oferta Domnului Iisus Hristos și-au dat buzna acolo și-au zis ce se întâmplă. Dar, văzând acel limb de foc, erau și mai contrariați, și mai șocați. Și nu știau ce să creadă, ba mai mult. Acolo în Ierusalim erau din pe toate planurile și părțile pământului. Ați auzit că s-a spus? Cretani, arabi, peși, din Capadocia, din Pont, din... Nu mai știu de pe unde. De prin toate părțile, că am mers la acea sărbătoare, sărbătoarea săptămânilor. Și s-au dus acolo. Dar doar ei cunoșteau limba locului de unde au venit. Acolo era o mână de oameni galieni, fără carte. Cei mai mulți din ei n-aveau școală multă. Știau să meargă la muncă, să pescuiască, să-și câștige hrana pentru familie și alții cu alte ocupații. Oameni simpli, nici de cum să mai știe o altă limbă. Dar ceea ce au văzut, un lucru extraordinar. Ceea ce i-a impresionat, dar nu numai atâta, i-a lăsat fără replică, fără cuvinte, ca i-a auzea vorbind, nu polborosind ceva ce nu înțelegeau, pentru că Dumnezeu în acea zi voia să dovedească nu doar Ierusalimului, voia să dovedească întregii lumi, întregului pământ ce a rămas până ziua de astăzi ca și mărturie, că Domnul Iisus a ajuns la Tatăl, că Domnul Iisus este viu în vecii vecior, slăvit să fie El. Că Domnul Iisus și-a împlinit promisiunea și că ceea ce văd ei este o împlinire a profețiilor. Că i-au zea, vreau să le citesc acest cuvânt, auziți? Toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții. Toți aceștia care vorbesc nu sunt galileieni. Cum dar îi auzim vorbind fiecare din noi, în limba noastră, în care ne-am născut? De unde? De unde atâta cunoștință? Vă aduceți aminte că o singură dată Dumnezeu a lăsat la turnul Babel și a împrăștea pe toți pe fața pământului în diferite limbi, nu se mai înțelegeau. Și iată din nou venind și Dumnezeu face acea unitate. Dovedește că El poate să dea acea dovadă oamenilor care probabil erau îndoielnici. Probabil auzise vorbind prin Ierusalim despre Domnul Iisus, a zis, a fost răstignit, e o istorie, e o amintire. Ba mai mult, au auzit alte vești, alte zvonuri, că ar fi înviat. De astăzi stau oamenii de orice ziua de astăzi. Să inventeze, să își imagineze, să vadă tot felul de lucruri. Dar în momentul ăsta au venit oameni care nu au avut poate nimic cu Domnul Iisus. Nu l-au văzut niciodată. Oameni poate că, care nici măcar nu erau foarte bine în cuvântul lui Dumnezeu. Au venit în vizită din respect sau au venit așa era obiceiul. Și totuși, în această dimineață, în această zi, pe această lună nouă, Dumnezeu te dă o dovadă tuturor, tuturor de pe întreaga lume, în întreaga lume. Această lucrare este venită de sus, această lucrare este o lucrare adevărată și că Domnul Iisus Hristos este viu în vecii vecilor. Și când i-au auzit că vorbesc, în această nedumerire, ca și întotdeauna, pot să fii o mie de dovezi. Cine nu vrea să creadă, cine nu vrea să asculte, cine nu vrea să înțeleagă, va invoca un motiv pe care să se potignească. Ca să nu creadă. Ca să lase necredința mai departe. Toți au crezut? Toți au rămas străpuși în inimă, nu?
Pentru că întotdeauna a fost așa. Dumnezeu nu forțează inima nimănui. Nu forțează decizia, voința noastră. Ne influențează, ne arată, ne dă dovezi. Încearcă să, pe limba noastră să ne spună, așa cum și noi când vrem să facem pe copiii noștri să înțeleagă. Încercăm în toate formele, toate metodele, toate expresiile, și în franceză, cu franceza noastră, și în română, și cu sinonime, să încercăm să înțeleagă. Dar dacă e unul dintre ei care nu vrea să înțeleagă, va întoarce și va face tot ce vrea el. La fel aceștia, unii dintre ei spun că își băteau joc și au zis că sunt plin de muscă. Ilogic, era nelogic. La ora 9 dimineața, să faci asemenea afirmații, la niște oameni care îi vezi acolo, oameni care vorbesc clar, coerent, atâtea limbi care nu ne-a învățat niciodată, care nu doar că vorbesc coerent, vorbesc lucruri minunate, nu înjură, nu vorbesc lucruri stricate, murdare, și totuși să ai tupeul, să ai îndrăzneala să spui, sunt plin de must. Ați auzit oameni veți cum vorbesc? Îi auziți că o să spună despre Dumnezeu și o să se roage prin Duhul Sfânt niciodată? Apostolul Pavel chiar spune în Efeseni, nu luați vin, nu vă îmbătați de vin, că e destrăbălare. Din potriva, adică în lucruri opuse, clar opuse, fiți plini de Duhul Sfânt. Și acești oameni au primit această făgăduință a pogorâi Duhului Sfânt. Sunet, jit puternic, limba de foc, vorbire coerentă în limba lor înțeleasă, o dovadă clară că Dumnezeu era acolo, era lucrat Dumnezeu. Acum, dragii mei, pentru noi, asta e o cântare frumoasă. Și ne amintim în fiecare an. Să nu uităm un lucru, că această făgăduință a Duhului Sfânt a rămas valabilă de-a lungul secolilor. În momentul în care a coborât Duhul Sfânt în acea zi a cincizecimii, de atunci Duhul Sfânt a rămas pe pământ cu credincioși. A rămas pe pământ ca să ducă la îndeplinire această lucrare de mântuire. Nu eram capabili. Omenirea nu era capabilă. Puteam să aveam Biblia astăzi, cuvintele scrise a Domnului Iisus. Dacă Duhul Sfânt nu se povora, dacă nu venea, era pentru noi așa ca și cum să vă dau o carte în chineză, cum să jucați să știți. Chiar să și știți literele, să le pronunțăm, dar pentru noi ar fi o imposibilitate. Ar fi lucruri, termeni care n-am putea să-i atingem. Ar fi doar, probabil, o dorință, un vis neîmplinit. Să înțelegem și vă aduc în față un exemplu foarte simplu, cum vine în momentul ăsta. Vine de la Ierusalim un om cu școală, nu un pescar care nu știa să deschidă cum să țină cartea, așa sau invers. Unul care era prim-ministru într-o țară dezvoltată în acea vreme, în Etiopia. Și venea, a venit și la templu cu această dorință ca să cunoască pe Dumnezeu mai mult. Și se întorcea de la templu și a și cumpărat. Pe vremea aia, să-ți cumpere o carte dintr-un prolog, erau avere. Acum au găsit un drept de câțiva dolari și o luăm de multe ori că ne place coperta, ne place formatul, nu să mai avem un format mai mare, mai așa, mai din piele, dar atunci era, dacă pot să spun, un lux, să poți să-ți permiți și să intri în posesia unei cărți în Iisus. Și acest om venea citind pe propriul Isaia și încerca să savureze. Citea. Și Duhul Sfânt, care cunoaște totul, care știe totul, îl trezește. Îl sensibilizează, îi spune lui Filip. Filip, ridică-te și du-te repede, aleargă. Nu spune, vezi că vine o mașină, se parchează la tine la ora X, tu să fii gata, să fii pregătit, că o să te duc în misiune într-o lucrare. Zice, Filip, du-te, fugi pe drumul care duce spre Gaza și care e pustiu. Nu zice, vezi acolo că așteaptă 1000 de oameni sau 10.000 de oameni. E important, sunt oameni care trebuie să fie mântuiți și tu ești un om popular, tu ești un om care o să ai un impact. Nu, spune, du-te, aleargă pe drumul care duce spre Gaza și pustiu. Și nu îi zice nimic mai mult. Dar pentru că Filip era plin de Duhul Sfânt și Domnul să-l facă și pe Filip și pe toți Filip care sunt în această zi, în această dimineață. Și mă bucur să-l văd pe fratele Filip, Vlada. Să fim asemenea oameni care s-au auzit în vocea Duhului Sfânt și fără prea multe întrebări, să zicem, Doamne, nu înțeleg, dar aleargă. Și Filip se duce și aleargă și aude că citește, cum ăla, se putea gândi, omul ăsta citește, păi, aude că citește foarte bine. Plus de aia, venind la templu, pleacă la templu, nu vi se pare că putea să-i se pare absurd, adică să mai pună întrebări, înțelegi tu ce citești? Mă imaginați-vă, dar ce vreau să citesc acum, în această dimineață, să citești și cineva dintre dumneavoastră să zică, ei,
Gigule, tu înțelegi ce citești? S-a adormit, cum să-i spun semnă? Laș, laș, jigni. Cum să-i spun că nu înțelege ce citește? Și totuși, Filip, în ciuda logicii, spun, înțelegi tu ce citești. Și acest om de mână dorea cu adevărat să cunoască pe Dumnezeu. L-a spus, de unde vii? Cu ce ai venit? Cu ce mașină? Cu ce car? Era carul vremea aia. Uite-te la noi. Un om prăfuit, un om care venea probabil tot era prin fordul acelor străzi, începând să-l ajungă, durfuind probabil, obosit. Îi spune, vină aici de mine și învață-mă. Acest lucru este foarte important în viața noastră. Pentru că dacă vrem, adevărat, să fim cu Dumnezeu, ne trebuie să învățăm. Și una din căile, de această lucrare probabil o să zăbovesc puțin mai mult, este aceasta. Atunci când vine Duhul Sfânt, vrea să ne învețe. Noi dăm cu presupusul. Ce ne place, luăm, ce nu, zicem pentru alții. Ne-ar place să fie predici care, cum a spus cineva, astăzi vă predic despre, o întrebat, sunt evrei aici? Nu. Astăzi vă predic despre evrei. Toată lumea bucuros. Toți pot să faci orice în momentul ăla, pentru că nu o să fie atins cu nimic. Nu. Cuvântul lui Dumnezeu spune că pătrunde până acolo, că despică sufletul și trupul, judecă simțirile și gândurile inimii. Pentru că Duhul Dumnezeu vrea să aducă pocăință în viața noastră. Asta e prima lucrare care Duhul Sfânt vrea să facă, să aducă pocăință. Dar ca să aducă pocăință, trebuie să vină cu adevărul. Și aceasta este cartea care ne arată adevărul lui Dumnezeu. Ne arată cum putem să fim mântuiți, de ce trebuie să fim mântuiți, în ce stare suntem de păcat, că nu avem nicio șansă dacă nu cineva nu ne salvează din starea de păcat. Și Duhul Sfânt se folosește de acest manual, ca și un învățător priceput într-o școală, care merge cu manualul și încearcă să-l explice. La fel face și Duhul Sfânt cu noi, dacă vrem să fim învățați. Imaginați-vă, copilul merge la școală și în timp ce învățătorul se strofoacă acolo și își dă tot interesul să învețe pe copii, copiii să facă ceva, altceva. Va ști acel copil? Nu va ști. Nu va ști, dar nu va putea să știe. Dar a fost prezent, la fel și noi. Putem să fim, putem să auzim, Duhul Sfânt poate să vină, să încerce să ne vorbească și noi insensibil, dar altceva. Prima lucrare care face Duhul Sfânt în viața noastră vrea să ne ducă la pocăință. Să ne arate cum e Dumnezeu, ce vrea Dumnezeu de la noi. Și apoi să ne arate cum suntem noi și cum putem să fim schimbați. Și uitându-ne la noi, vom spune ca și Isaia când a văzut pe Domnul. Spune, vai de mine, a spus Isaia. Sunt pierdut. Sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate și am văzut pe Domnul. Și atunci vine un înger și spune, stai liniștit, Isaia, se rezolvă. Dumnezeu în dragostea Lui nu vrea să te nemicească și spune că, uite, cărbunele s-a de pe altar care va veni, se va atinge de buzele tale și vei fi sfințit. Prima dată Isaia și-a văzut urzirea, mortărirea. Prima dată Isaia s-a apropiat, a părut rău și a vrut să iasă în această stare și asta face Duhul Sfânt. Și fratele Iosif citea duminica trecută, dacă nu dau greș, despre acel pasaj când Domnul Iisus spune că Duhul Sfânt va face, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul. Și atunci când vine Duhul Sfânt, chiar dacă am citit sau am auzit citindu-se un pasaj, poate am auzit de câte vor, dar când vine Duhul lui Dumnezeu, când noi vrem ca El să ne vorbească, poate îl înțelegem și vedem, da, ăsta nu se adresează mie. Dumnezeu mă iubește. Dumnezeu încă nu m-a nimicit. Încă nu m-a șters pe fața pământului, că are încă o picătură de îndurare. Și astfel ne dă harul pocăinței. Apostolul Pavel a zis, privește la bunătatea de Dumnezeu. Adică privește că ți-a dat într-o zi, ți-a dat încă sănătate și ai putut să te deplasezi pe picioarele tale. Vezi cu ochii aceștia, auzi cu urechile, îți merge încă creierul, așa cum s-a spus la ora de rugăciune. N-avem niciun control asupra ființei noastre, nu putem să schimbăm un fir noi, îl putem vopsi. Și aici vreau să fac o paranteză. Atunci când cineva scoate un material optat, o casetă, un CD, orice vreți dumneavoastră. Ce îi se dă? Dreptul de autor. Credeți în dreptul de autor? Cine crede în dreptul de autor? Cine își permite, după ce un savant scoate o carte, se ia cartea să spună, auzi, aici la pagina 250 și nu-mi place. O să o duc,
ose schimbă cu pagini și o să cer editurii să o retipărească pentru că aici eu am decis. Își permite cineva cum? Și de ce? Asta înseamnă pușcărie. Asta înseamnă amen. Asta înseamnă că vei fi incriminat. Dar eu zic, Dumnezeu m-a făcut blond. Dau un exemplu. Nu-mi place. E mai cool să fiu brunet. Decizia mea, pot să mă fac, pot să transport. Și judecăm pe cei de afară care sunt gata să-și schimbe și orientarea și alte lucruri care știți, care vorbim cu atâta de multe ori, cu atâta greutate și spunem, sunt niște pierduți. Dar noi trei dincioșii din secolul 21 ne permitem să ne schimbăm aspectul nostru care ne-a dat Creatorul. Era dreptul de autor și zic, nu, autorul n-a știut să mă facă bine. Avem tupeu, avem curajul ăla să spunem, eu decid asupra mea. Poți? Suntem liberi și Dumnezeu ne lasă să decidăm. Dar, la urmă, cum am citit acolo în Ezechiel, cei care își vor lupta inima, cei care vor nutri alte lucruri, vor lua decizii care nu vin din Duhul meu. Să nu ne așteptăm să fim cu Dumnezeu. Ne luăm pe capul nostru, vom pătire pe capul nostru. Asta e un mic exemplu, pentru că sunt multe lucruri în viața noastră care ne permite, Dumnezeu ne le dă și eu spun nu. Vreau să fiu ondulat. Nu, vreau să fiu nu știu cum și încercăm noi să schimbăm ceea ce Dumnezeu a decis. Aș vrea că în această dimineață Dumnezeu să ne sensibilizeze și la acest aspect care zic că e important. Și de ce? Ce de afară privesc pe noi. Păi dacă eu credinciosul care mă laud că îl cunosc pe Dumnezeu, că am primit pe Duhul Sfânt, nu sunt mulțumit cu șeful meu, cu Creatorul meu, nu sunt bucuros de felul cum a făcut, atunci ce curaj! Ce pretenție mea ca el să se pocăiască, îmi spune, păi, să fiu ca și tine nemulțumit? Este o caracteristică a genului noastre. Apostolul Pavel, vreau să citesc din 2 Timotei. Versetul, capitolul 3, la versetul 1. Și aș vrea ca Dumnezeu să ne vorbească. Știți de ce? Ar fi frumos să ne periem, dar nu ajută la nimic. Mai bine să ne dăm la oglindă în cuvântul Dumnezeu. Și să ne îndreptăm că încă mai e har. Și când aici corul de fete, încă e har, cât încă se aude cuvântul, cât încă vii la biserică, cât încă Dumnezeu ne vorbește, încă mai este har și spune, să știi că în zile din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, uritori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie. Și continuă o listă. Și noi de multe ori suntem nemulțumiți. Nemulțumiți cu ceea ce ne dă Dumnezeu, cu starea care ne-a lăsat Dumnezeu și revenim la altceva și vrem să fim altceva. Aș vrea ca Dumnezeu să ne învețe ceea ce a înțeles David. Știi ce a zis David în Psalmul 139? Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Dacă am privit cu adevărat dar Dumnezeu ca la un creator atot știutor, atot puternic, designerul care nu poate să-l ia nimeni, nimeni nu poate să-l confrunte, nimeni nu poate să creeze și spune Solomon orice lucru el face frumos la vremea lui. Și dacă astăzi eu am nasul puțin mai așa, Dumnezeu știe de ce. Dacă astăzi nu arăt așa cum aș vrea să arat, comparându-mă cu unul sau cu altul, vă spun, sunt binecuvântat de multe ori, că Dumnezeu ne ferește de multe curse. Vă duc în față o imagine, Absalom. Spune că era fără cusur din creștet până în tălpi. I-a ajutat? Nu i-a ajutat. La ce folos? Dacă Dumnezeu îngăduie un jug în viața noastră, cum spune înțeleptul Solomon, este bine pentru un tânăr să poartă un jug din tinerețea lui, să tacă că Dumnezeu l-a pus pe grămază. Poate cuvinte să acceptăm cea felul cum Dumnezeu ne-a lăsat. Felul cum Dumnezeu grijește și ne lasă ca să trecem prin lumea asta. Și spune, Doamne, te laud! Va veni o zi când se va schimba și vreau ca să vă încurajez. Și zice că spune, da, vorbești așa pentru că nu-ți pasă de felul cum arătăm. Dumnezeu îi pasă. Dar Dumnezeu, în primul rând, îi pasă din interiorul nostru să fie transformat pentru că exteriorul nu vrea să schimbe aici. O hotărât o zi și vreau să citesc despre acea zi în Filipeni, capitolul 3. Nu m-am gândit la să citesc, să vorbesc atâta despre asta, dar vreau să fiu încurajat. Ascultați ce spune, versetul 21, capitolul 3. El, adică Dumnezeu, va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavii sale,
prin lucrarea puterii pe care o are de a-și supune toate lucrurile. Adică El va schimba și va face asemenea trupului sau de sale. Vrem să fim ca și Domnul Iisus? Da! Vrem? Eu vreau. Și Apostolul Ioan spune ce va fi nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când se va arăta El, era convins, vom fi ca El, pentru că vom vedea față în față. Haideți să cerem Domnului să spune, Doamne, lasă pe Duhul Sfânt în fiecare zi să mă învețe cum trebuie să fiu. Probabil doar despre Scriptul ăsta o să rămân în ziua de astăzi, pentru că Cuvântul Dumnezeu e foarte, foarte, foarte bogat și se va vorbi și de seară. Să spunem, Doamne, lasă pe Duhul Sfânt să mă învețe ceea ce este important în ochii Tău, ceea ce Tu vrei să faci în viața mea. Lasă pe Duhul Sfânt să mă ajute să fiu mulțumitor. Sunt aici persoane care au fost botezate cu Duhul Sfânt. Suntem. Și mulțumesc Domnului că s-a îndurat și de mine. Dar vreau să vă spun, nu-i destul. E o zi când Dumnezeu a realizat lucrul acesta în îndurarea mea. Dar nu a rezolvat problema. Și de ce? Pentru că a fi plin Duhul Sfânt este o necesitate permanentă. Asta înseamnă, nu-i destul că a fost ieri plin de Duhul Sfânt și azi zic că m-am umplut ieri. Și de ce umblăm? Ok, umpleți rezervorul la mașină, bag în garaj, lasă acolo, atunci mâine când o să merg să fie rezervorul plin, las-o acolo, nu te duc cu ea. Las-o săptămână, o lună, două, trei, va fi acolo. Dar noi umblăm pe acest pământ, vrem, respirăm. Gândim, motorul merge, ne confruntăm cu tot felul de situații și spite în fiecare zi, puterea scade, mănâncă, ieși afară, fă exerciții și o să spui, am mâncat ieri, nu o să mai mănânc, gata, toată viața, nu o să mănânc pentru că ieri am mâncat așa de bine, ai avut impresia ieri că nu o să mai poți mânca. A doua zi, te taie foamea. De ce? Se consumă. La fel, Duhul Sfânt este o persoană care vine, dar nu o persoană care gata asigură, în fiecare zi face plin, nu vrei, tu ești alimentat. Nu, trebuie noi. De Apostolul Pavel a spus, fiți plini de Duh. Ne uităm la biserica primară, la plini credincioși și vom vedea că în fiecare zi erau nelipsiți la rugăciune. Și spune că se rugau și cereau din nou plinătatea Duhului Sfânt. Au fost prinși, băgați în temniță, s-a consumat din puterea lor, din curajul lor. Au venit înapoi la rugăciune sau chiar acolo s-au rugat. Vă aduceți aminte, Pavel și Sila erau îndutoci și au zis, gata, am fost plin, gata, suntem înfrânți. Nu! Au știut că au nevoie să stea până la capăt. Înaintea lui Dumnezeu să primească putere. Și vom vedea, dacă vom citi acasă, spune că după ce s-au rugat, ei s-au cutremurat locul și s-au umplut aceiași oameni. Ce vreau să spun cu aceasta? Să nu ne purtăm pe ureche, să spunem, a fost botezat de Domnul și pune noi CV-ul, curiculul nostru. Și spune, sunt așa, direct la nu. Vreau ca să apăs lucrul acesta și Domnul să-l pună pe inima mea și pe inima noastră să citesc, să vedem că de noi depinde dacă vom intra în cer. Duhul Sfânt, într-adevăr, este o argună, adică o siguranță, o garanție că Domnul, când va veni, ne va lua. Dar spune Apostolul Pavel, dacă Duhul Celui ce-a înviat pe Hristos din morți, Romani capitolul 8, cu versetul 11, și dacă Duhul Celui ce-a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, Cel ce-a înviat pe Hristos Iisus din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Cu alte cuvinte, trebuie să locuiască în Duhul Sfânt. Dar, de câte ori noi existăm? Prin umblarea noastră? Prin purtarea noastră. Și Apostolul Pavel din Efeseni, capitolul 4, copiii au spus cu nu multă vreme în urmă. Și bine ar fi fost dacă ne-a atins la inimă să ne vedem, spune versetul 30. N-aș ca să citesc toate pe timp, deja am făcut foarte multe pe la etate. Spune versetul 30, să nu gustați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetuiți pentru ziua răscumpărării. Duhul Sfânt este o persoană. Nu doar că vine cu putere în viața noastră. Ne dă putere ca să vinim păcatul și ispite, dacă cere. Ne dă putere ca să mergem înainte atunci când vrem să ne oprim. Ne mângâie atunci când suntem întristați, atunci când nu mai știm ce să înțelegem, ne dăm în jurul nostru și parcă tuturor le merge bine și numai nouă, noi suntem parcă cei mai bătuți de soartă, așa cum spune românul, cei mai uitați, spune că ne uita Dumnezeu. Și vine Duhul Sfânt și spune, hei, tu ai altă destinație, tu ai alt obiectiv,
Tu ai altă nădejde. Nu e aici, e dincolo. Și vine Duhul Sfânt și caută să ne mângâie prin cuvântul Său. Nu vi s-a întâmplat să fiți abătuți până la pământ și să deschideți Biblia, pentru că nu mai știa ce să faceți. Nimeni nu vă înțelege. Nimeni nu are timp să vă asculte și să vă înțeleagă o fâșcare, dacă spui, te poate înțelege greșit. Și atunci spui, Doamne, Tu mă înțelegi. Și ăsta e cel mai bun pas. Când ne pune pe genunchi, Doamne, Tu mă înțelegi. Apoi vine și zice, eu te înțeleg. Și vreau să stau încă un pas, încă putem să mergi înainte. Și ne mângâie prin Scripturi. Și Duhul Sfânt vine și face lucrul acesta. Ne mângâie atunci când mi se pare că ne rugăm și ne răspunde Dumnezeu. Și spune, rămâi credincioși, așteaptă, că și alții au murit în credință, fără să vadă lucrurile. Avram a murit și în locul decât pe cine era, pe Isaac. Și-a spus, azi și stelele cerului, v-aș trebui să vadă Avram câțiva zeci de nepoți, să zică, unul se duce, că viața cu noi. Dar m-a învăiat șansele smici, am zis, zice noi, oameni. Nu, Duhul Sfânt face aceasta în viața noastră. Vrea în fiecare zi să se ocupe de noi, de transformarea noastră. Dar aș vrea acum, în încheiere, să mă opresc și la un aspect care, dacă n-am venit așa de ușor, putem să vedem în el. Putem să fim în adunare. Putem să venim aici și să ne inspirăm unii de la alții. Putem să mergem la casă să ne inspirăm unii de la alții și să spunem, dacă face ăla, înseamnă că voi, înseamnă că e permis, pot și eu. Și care Domnul Iisus a lăsat un gust, azi un pic, mâine ajută și ăla în dreapta, apoi cealaltă în stânga, a? Și tot așa. Și trec ani și când uităm, stai puțin, eu am plecat pe o cale îngustă. Domnul Iisus a zis, strântă-i poarta, îngustă-i calea pe care puțin o află. Și zicea, nevoiți-vă! Adică nu o să mergi foarte confortabil pe calea asta. E dreaptă, duce în sus, dar spunea, nevoiți-vă să intrați pe poarta strântă. Pentru că largă poartea, lată-i calea pe care cine vor să duc? Să duc spre pierzare. Și vreau să spun că e trist. Ne izbesc la ochiul ăsta. Le vedem în viața noastră dacă nu avem grijă. Și vă spun că ca și un om, ca și un tânăr care am fost și eu copil și am crescut. Am fost la școală, era liceu creștin. Mă doare să spun lucrul acesta. Am zis că mă duc într-un liceu creștin. Și până atunci n-am mers la cinematograf. Și ce la cinematograf? Nu exista. Mama mea m-a ducat de dată, sau părinții mei, să merg la cinematograf, era un lucru foarte, foarte, cum să spun, greșit. Era un lucru păcătos. De ce? Că acolo mergeau, cine mergeau și ce vedeau acolo? Dar mergând acolo am văzut că merge colegii mei și am zis, nu, să poate, nu, nu chiar așa. Și am început să merg, dar nu doar să merg, am început să-mi plac, să devin deja un candidat, să zic acolo, fidel. Și am ajuns să pun de la ore, nu spun ca să mă laud. Ceea ce vreau să spun în evidență, e un mic exemplu, trist. Poți să fii în adunare, aici, în Montreal, și să te prăpădești în mijlocul adunării. Cât pe ce spune omul Dumnezeu să mă prăpădesc în mijlocul adunării? Și de ce? Când ne uităm unii la alții și spunem, a, pot să fac așa, pot să vin așa, pot să mă port așa. Nu înseamnă că Dumnezeu e de acord. Vă rog să-mi permiteți, pentru că am pe inimă, nu știu de ce, mi-a pus Domnul pe inimă, în mod deosebit, în ultimele zile lucrul ăsta și a zis, nu trebuie să zic eu. Vedeți-mă, a zis, nu trebuie să zic eu. Domnul să-ți dea putere. Și am zis, asta trebuie să spun alții. Și mă uită în inimă, în minte, ceea ce a spus Dumnezeu lui Ezechiel, iertați-vă de emoții. Spus, vezi că vine nenorocirea și nu spui, nu sunt cu trâmbița, va muri, dați văcirile sângele din mâna ta. Și ceea ce vreau să spun acum, eu nu văd, vorbesc ca de propostura unui om perfect, unui om care pot să vorbesc la alții. De propostura unui om care am nevoie ca și dumneavoastră, ca și noi toți, să ajung la Tatăl și să mă lupt în fiecare zi. Doamne. Și de ce? Suntem în firea pământească. Și Apostolul Pavel a spus, măcar că trăim în firea pământească, nu ne lăsăm conduși de firea pământească. Și dacă vom citi în Romani, capitolul 8, vom vedea și spune cuvântul Domnului, dacă veți trăi după îndemnurile firii pământești, veți muri, poate cuvinte pot să fiu vioase. Și direcția care să mergi să fie moarte, te consumi și mergi spre pierzare încet, încet. Dar dacă prin Duhul, spune Apostolul Pavel, faceți, asta spune credincioșilor, de-aia vreau să ne spun,
face să moară faptele chiripământești, veți trăi. Ne confruntăm de multe ori cu multe lucruri în viața asta. Suntem ispitiți și bombardați în toate felurile. Nici nu trebuie să vă spun că le știți, doar să le recunoaștem, dacă vrem. Avem nevoie de putere. Doar Duhul Sfânt este cel care ne poate da putere să stăm în fața ispitelor, să spunem ca și Iosif, să stăm în fața ispitelor, să spunem ca și oamenii lui Dumnezeu care au fost confruntați și a zis nu, Dumnezeu a zis nu. Sau l-a văzut și a zis, zbune astea. Dumnezeu a zis, nu, sunt spre nimicire. Și avem nevoie de putere, știți de ce? Că cine va fi mai tare în noi, ăla va câștiga lupta. Dacă va fi firea mea, dorințele mele mai puternice, voi merge înainte și voi supăra, voi întrista pe Duhul Sfânt. L-am întristat, eu l-am întristat de multe ori. Și îmi pare rău. Și cuvântul Domnului spune să nu tristezi și până Duhul Sfânt. Și ne spune nouă. Știți de ce? Că spune că dacă n-are cineva Duhul Hristos, nu este al lui. Aș vrea ca Dumnezeu să ne cercetezi în această zi. Nu ar vrea să fie doar o amintire a unei întâmplări senzaționale, o vorbire de aceea, ce ar vrea noi să fim cu adevărat niște oameni prin Duhul Sfânt. Avem nevoie în lupta cu ispitele, dar mai e o ispită mare. Putem noi să fim ispite pentru alții. Și ar vrea lucrul ăsta să-l spun apăsat. Suntem, sau pretinde că suntem Biserica lui Hristos. Și pretindem că suntem lumini lumea aceasta. Imaginați-vă, când se întâlnesc cu noi oamenii pe stradă, când ne aud ce vorbim, când ne aud ce ascultăm, dacă ar avea ochi în camera noastră să vadă la ce ne uităm, la ce ne preocupă în fiecare zi. Pentru că Proverbe 15:3 spune, ochii Domnului sunt peste tot. Ei văd pe cei răi și pe cei buni. Spune Apostolul Pavel foarte clar, nicio făptură nu este ascunsă de ochii lui, ci totul este gol și descoperit înaintea, nu înaintea oamenilor, când ne ascunde, înaintea ochilor acelui care avem a face. În această dimineață, aș dori ca Duhul Dumnezeu să ne ajute să înțelegem că trebuie să avem grijă, că noi înșine putem să fim prileji de păcătuire pentru alții. Suntem la noi și spunem, ok, venim la adunare, că suntem pocăiți și venim la într-o ținută frumoasă. Unul nu mai venim nici într-o ținută frumoasă. Și ți-e rușine să chem pe cineva, unul din afară, să spui, vină la noi, că e Hristos acolo. O să spună, că dacă e Hristos, nu se vede schimbare. Dacă e Hristos, nu se vede acea mireasmă de schimbare. Pentru că spune că noi suntem o seminție aleasă, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat să fie al lui și nu al lumii. Și de multe ori e rușine nouă, e rușine copiilor, e rușine că sunt ei aici. Dragi fașiților, să avem grijă să nu ne jucăm cu copiii. Să avem grijă să băgăm la inimă, să punem la inimă și vreau să citesc aceste cuvinte. Și vă mulțumesc pentru răbdarea care aveți, pentru că eu cred că, așa cum cei din Berea spune că aveau numele lasă, cercetau acasă, să cercetăm. Și dacă suntem pe o cale ea, să spunem, Doamne, pune-mă pe calea veșnicie, cercetează-mă. Mi se pare mie că merg bine, dar s-ar putea să merg rău greșit. Mi se pare mă că suntem o biserică, spune noi, cea mai bună în America. Asta ar putea să ne înșelăm, pentru că și la Odicea a zis, sunt bogat. M-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic și a spus, nu știi, Dumnezeu a zis, că ești ticălos, orb, gol și nenorocit, nu știa. Și atunci vine Duhul Sfânt și spune, te sfătuiesc. Dumnezeu nu ne va obliga niciodată. Dar astăzi, prin cuvântul lui, te sfătuiesc și spune, te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc. Haine albe să te îmbraci cu ele. Doctoria, alifia, cum îi zice, cremă pentru ochi, ca să vezi. Și toate astea, ca să fii cu adevărat așa cum vrei să fii, pe o cale bună. Și vreau să fiu un avertisment pentru noi. În primul rând, să trăim o viață după voia Dumnezeu și aceasta mea cu ajutorul Duhului Sfânt. În fiecare zi să spunem, Doamne, învață-mă astăzi ce vrei să fac. Enoch așa a făcut în fiecare zi. Și după 300 de ani Dumnezeu a zis, Enoch, tu ți-ai terminat călătoria, vii cu mine. Și l-a luat Dumnezeu, nici n-a văzut moartea. Și apoi spune, Doamne, ajută-mă prin umblarea mea, prin vorbirea mea, prin cum mă prezint între oameni. Pentru că vă spun, știți dumneavoastră, nu trebuie să vă spun, doar vă amintesc. 90 și ceva, nu știu exact procentul, dar cineva poate deși să mă ajute. De informație intră prin ochi. Un procent de 90 și ceva la sută. Cu alte cuvinte, ceea ce vedem ne va influența gândirea,
ne va influența deciziile, ne va influența obiceiurile și destinul. Și de-aia e foarte important felul cum ne văd alții, că noi doar vedem ceea ce vedem. Felul cum ne purtăm în societatea în care suntem. Cu adevărat suntem lumină, cu adevărat arătăm că suntem așa cum vrea Domnul Iisus. Se bucură Domnul Iisus când ieșim din casă să mergem, nu în adunare, că Domnul a spus că ne-a venit frumos. Când ieșim să mergem undeva, se bucură Dumnezeu cu privirea noastră și spune, Doamne, îți place? Eu sunt mireasa ta, îți place așa cum sunt? Îți place ce decizii iau acum? Și cred că dacă vom fi sinceri, Dumnezeu ne va vorbi prin Duhul Sfânt și a spune, nu-mi place, te rog frumos, urmează ceea ce vreau eu. Și dacă vrem să fim cu Domnul Iisus, vom urma, vom asculta sfatul. Atenția avertizare spune, în versetul 7 de la capitolul 18 Matei. Vai de lume din pricina prilejurilor de păcătuire, fiindcă nu se poate să îndrume prilejul de păcătuire, dar vai de omul acela prin care vine prilejul de păcătuire. Mă aude cineva mințind? E tentat, e spus să mintă și el. Mă vede cineva furând? Va fi tentat. Mă vede că participă acolo unde Dumnezeu nu e cu mine. La, așa cum spune Apostolul Pavel în Efeseni, capitolul 4, dacă nu greșesc, sau 5, zice, să nu luați parte la lucrările nemuritoare de Dumnezeu, ci mai degrabă osândiți-le, că e rușine să spui ce fac ei acolo. Și spune, Doamne, Tu nu mergi acolo, nu vreau să mergi. Mi-ar place, dar știu că Ție nu-ți place și eu aleg voia Ta. Și să fie lucruri în care noi putem să fim o cărare pentru alții, o cărare spre lumină, spre Dumnezeu, sau o cărare spre pierzare. Și spune Domnul Iisus, vai de acela prin care vine prilejul de păcătuire. Și ce spune Domnul Iisus, ar fi mai bine pentru el. Hai să citim, o să vedem. Mai aveți puțină răbdare. Mulțumesc. Oricum eu vă răspundeți, dacă v-ați scriați, bă, săracul, le tași din gură, că tu n-ai bani ca să-ți iei o mașină de ultimă oră și tu îți spui că ne răsplătești. Vreau să vă spun că o zi în curțile Domnului, nu în casa Domnului, suntem în casa Domnului, face mai mult decât o mie. Crede lucrul acesta. Mai ne-i foame? Ne-i foame, spune. Dar chiar dacă ne-i foame, zice, nu-i bai, pentru că overtime-ul și mie îmi place de multe să mă fac overtime. Zic, mă, aici mai ce să mai recuperez și eu. Hai să încercăm să mai recuperăm și noi, că avem multe, multe lipsuri în viața noastră, dar atunci când suntem în fața Cuvântului Domnului, câștigăm de două ori una, că suntem schimbați, transformați și gata pentru cer. Doi, ne și răsplătește Dumnezeu. Interesant. Două interese în același loc. Domnul să ne dea o inimă bună. Și vreau să citesc în Luca, capitolul 17, cu versetul 1. Să vedem ce ar fi mai bine. Și cred că n-aș vrea niciunul de astăzi să auzim acest lucru când se spune la Dumnezeu. Hai să citim versetul 1, dar Iisus a zis ucenicilor să este cu neputință, poate cuvinte, ești într-o lume, o lume întinată, o lume coruptă, n-ai cum! Ești în sistemul ăsta, te murdărești, te atingi, poți să-ți iei costumul cel mai curat și să mergi la cea mai luxoasă, ieși afară și tot când ajungi acasă, vei zice, mă, unde m-am murdărit? Păi dacă am avut grijă, ai avut grijă, ești într-o lume plină de mizerie. Hai să vorbim spiritual, să nu mai vorbim pe ei. Multă anumită mizerie și spune, e cu neputință să nu dea prilejul de păcătuire, dar vai de acela prin care vine. Și acum să ne gândim, dacă eu sunt cu un prilej de păcătuire, prin orice fac, n-aș vrea ca să vin în detaliu, că fiecare ne putem cerceta și Duhul Sfânt ne va cerceta și ne va vorbi dacă vrem. Și atunci zic, vreau eu să fiu un prilej, dar de ce? Chiar vreau să fiu lepădat de la față lui Dumnezeu? Chiar vreau eu să fiu despărțit pentru totdeauna de Dumnezeu și spune a fi mai de folos, cu alte cuvinte, să nu mulțească răul. Să nu se mai propage. Nu e așa cum vezi ceva, aveam colorate pe cartofi acasă și le trimiteau părinții că mă trebuie niște mesete care nu fac frunzele și nu mai mâncai cartofi, dacă nu le strângeai. Și mergeam în grădină și tot adunam, mai rămâneau câteva. Dar nu mai mâncau toată frunza, mâncam o parte și aveam cartofi. Iată. Dar dacă nu mergeam să le adunăm și spune, când e rău, ai vrea că să-ți stârpești. Hai să începem din casa Domnului. Și spune, judecata Dumnezeu stă să înceapă de la casa Domnului. Și dacă ne-am judecat singuri, în lumina Dumnezeu a Cuvântului, n-am fi judecați. Dar ce sunt judecați, Dumnezeu trebuie să ne genipsească. Și zice că ne iubește. Și nu vrea ca în ziua judecă să zică, uite, nu mai ascultat. Pleacă de la fața mea. Și atunci nu mai dă nimeni ușă, nu mai găsește.
și spunea, fii mai de folos că trebuia să-i se lege o piatră de moară, mai de nu, să măcina făina cu pietre, vă aduce la unul Samson, că trebuia să-l prindă peste, vă aduța, era moarte sigur o piatră de aia atât, nu era mai greu, dar mai greu decât o piatră. Spune, să-i se lege o piatră de moară de gât și să fie aruncat în mare, decât să facă pe unul de acești micuți să făcătuiască. E posibil să faci pe unul de acești micuți? Gândiți-vă, sunt oameni veniți la credință, sunt micuți în Hristos. Gândiți-vă, sunt copii în casa Domnului. Ce exemplu dăm noi pentru copiii noi acasă, noștri acasă? Ce exemplu dăm pentru copiii noștri în societate, la biserică? Aș mai de folos pentru noi astăzi, dacă suntem pe lucrul ăsta. Dar astăzi, Iisus zice, Dumnezeu zice, nu vreau asta, nu vreau moartea păcătosului, ci vreau să se întoarcă. Și aș vrea ca Domnul Dumnezeu să ne ajute, să ne întoarcem de unde a căzut și să ne pocăim. Și spune în 1 Petru, capitolul 4, versetul 17, și mă apropii să mă opresc. Doar 10 minute de învățare, îmi pare rău, nu o să avem prea mult, dar să poate altcineva o să recupereze și o să aveți mai mult profit în ziua răspătită. 1 Petru 4, 17 spune, nu, 4 cu versetul 3, ce spune? Ajunge! Și asta spune la biserică. Dacă citim la început, vom vedea că nu se îndesează pe stradă, pe la oameni, să zică, ajunge că în trecut ați făcut voia neamului. Nu! Se îndesează la creștinii care au crezut la cei ce sunt în Hristos. Spune, ajunge că în trecut, în adevăr, că în trecut ați făcut voia neamurilor și ați trăit în desfrână, în pofte, în beții, în ospețe, în chefuri și în slujiri idolești neîngăduite. De aceea să și miră ei. Când ne alertați împreună, se miră? Dacă se miră, e bine că n-are Domnul. Dar dacă zice, și tu ai ajuns ca și noi, și tu mergi unde mergem noi, și tu faci ce facem noi, așa că, spune, nu avem nicio maturie, nicio putere. Spune, de aceea se miră ei că nu alergați împreună cu ei, cu ei la același potop de desfrâu și vă faci o coresc. Să fie care va fi soarta, dar au să dea socoteală înaintea celui ce este gata să judece vii și morți. Și vreau să închei cu adevărat un singur verset din 1 Corinteni, îmi vine în minte, sper să-l găsesc, în care Apostolul Pavel, ascultați ce spune. Și dacă versetul ăsta ține în minte, și dacă nu înțelegem, dacă ține în minte și punem la el, spune, Doamne, eu nu vreau să fiu așa. Nici pentru ăla, nici pentru ăla. Eu vreau să fiu cum vrei tu. Eu te aștept pe tine, te iubesc pe tine, vreau să devin cum vrei tu, ca să pot să fiu cu tine în cer. Ascultați ce spune Pavel, un îndemn cu care o să închei. Data trecută n-am fost, dar am fost gândit aici și am zis, Doamne, să ce bine că am scăpat, astăzi aș fi vrut iară să scap. Vă spun, cu atâta greu, e așa de ușor să spui altceva, e așa de ușor să vorbim despre altceva, despre ce-o făcut Samson, despre ce-o făcut, dar când e vorba de noi, nu-mi place, nu ne place. Dar cuvântul Domnului răsună că încă e har pentru noi și vrea schimbarea noastră, vrea ca Duhul Sfânt să ne inundă viața noastră și atunci vom vorbi în noi. Atunci Dumnezeu va face mine și semne în mijlocul nostru și își va arăta puterea. Dar până atunci trebuie să fie pocăință, trebuie să fie întoarcere cu adevărat Dumnezeu, trebuie să fie umplere de Duhul Sfânt și o viață de sfințire în fiecare zi. Și Dumnezeu își va face partea lui. Dar dacă nu ABC-ul, ce te pui să scrii cuvinte, că nu știu să fac, să scriu litera A sau litera B? Nu, trebuie să mergem și dacă am căzut, spune Apostolul Ioan, aduți aminte de unde ai căzut și întoarce-te și poferește-te, întoarce-te la faptele din tâi, că dacă nu, îți iau sfeșnicul, nu o să mai vrei să scrii, nu mai vrei să citești, nu mai vrei să faci nimic și suntem pierduți. Vai de noi să ia Dumnezeu sfeșnicul. Vai de noi să-și întoarcă față de la noi. De aceea este o zi a pocăinței și spune 1 Corinteni 10 cu 32. Sper să nu fi notat bine. Da. Să nu fiți pricina de păcătuire nici pentru iudei. Adică ea din adunare, să zicem. Nici pentru greci, așa este suferia de afară. Nici pentru biserica lui Dumnezeu. Ăștia nu ea din adunare, sunt adunare, dar e biserica. Vreau să vă spun un adevăr care vrem să credem sau nu. Împărția celor ăsta seamănă cu un nevod care pune tot felul de pești, spune Domnul Iisus, și bun și răi. La sfârșit se face selecția priere. În adunare pot să fie cu adevărat oameni credincioși care fac parte din Biserica lui Dumnezeu și simpatizați sau participanți. Dar spune, aveți grijă, aveți de-a face cu trei categorii de oameni. E serios. Felul cum umblați, felul cum vorbiți, felul cum vă purtați în mijlocul neamurilor, va atrage pe Hristos
sau va atrage mânia lui Dumnezeu asupra voastră, ci Domnul să ne ajute să luăm în urmă acestea. Pentru că sunt spre binele nostru, spre fericirea noastră, spre bucuria noastră veșnică, dacă vrem, dacă nu, la sfârșit, va fi două direcții. Și fiecare unde ne-am ales, cum spune omul, cum ne-am așternut, așa cum dorim. Dumnezeu ne-a așternut și ne-a privit împărățile. Credeți? Vrea să fim cu El. Dar dacă și noi vrem, atunci noi vom face partea noastră. Și Duhul lui Dumnezeu să ne ajute și să pune cu inima noastră în fiecare zi. Schimbarea, 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 până vom fi cum vrea El. Și atunci când va veni vom fi cu El. Amin. Domnul Iisus să ne ridicăm în picioare și ar vrea prin fratele Cosmin Pantea să mulțumim Domnului pentru dimineața aceasta.